putem aduna grup mai de chef de joacă să fie, că prichindeii din localitatea 2 Mai au acum un loc unde se pot desfășura în voie. Acești copii își doreau de mult un spațiu de joacă, deși stau la curte, sunt dorniși să se joace împreună. În prezența primarului comunei Limanu, Daniel Georgescu, președintelui Consiliului Județean Constanța, Marius Horia Țuțuianu și a directoarei grădiniței, Marinela Gela Ivașcu, a fost tăiată panglica. Grădinița și locul de joacă din localitatea 2 Mai au fost modernizate într-un timp record. Pe lângă realizarea spațiului de joacă, a fost reamenajată și grădinița. Mai exact, a fost refăcută izolația termică a clădirii și au fost montate sisteme de supraveghere și uși de termopan. Investiția s-a ridicat la aproximativ 600.000 de lei. Toate acestea au fost posibile și datorită sprijinului Consiliului Județean Constanța. Mă bucur că am putut fi prezent astăzi aici, la inaugurarea grădiniței Frații Grimm și a parcului adiacent. Mă bucur că banii Consiliului Județean ajung în educație, pentru că investind în educația copiilor, investim în viitorul nostru. Mă bucur că lucrurile încep să se miște în județ și în același timp vreau să le felicit pe domnul primar Georgescu, care a reușit într-un timp atât de scurt să ducă la îndeplinire un proiect atât de important. Potrivit directoarei grădiniței Frații Grimm, Marinela Gela Ivașcu, urmează și alte investiții importante, precum terenul de sport de la școala Limanu, iar din primăvară vor începe lucrările de construire a unei grădinițe cu program prelungit.